Bună ziua, dragi prieteni și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Tainele Înțelepciunii. Așa cum v-am învățat, în fiecare miercuri de la ora 5:30 ne întâlnim aici, la televiziunea sufletului tău, pentru a discuta despre cum va fi săptămâna din punct de vedere al metafizicii chineze. Să vedem ce ne așteaptă, cu bune, cu rele, și să vedem cam cum ar trebui să ne comportăm, la ce să fim atenți în funcție de fiecare zodie și în general, pentru că sunt anumite lucruri care ne influențează la nivel general. Pe de altă parte, ne bucurăm în sfârșit de o săptămână în care avem foarte mult soare, destul de multă căldură, mai ales astăzi în București, chiar ne-am delectat de soarele acesta minunat de primăvară și ne bucurăm într-un fel că în sfârșit a simțit primăvara și o cam simțim și noi. Însă, fiind un an care este dominat de elementul foc, dar și de metal, o să întâlnim totuși o vară destul de călduroasă și destul de secetoasă. Cel puțin la asta ne așteptăm din punct de vedere al elementelor care țin de metafizica chineză. Dar ca să nu mai lungim vorba, ca să avem timp să mai și discutăm câte ceva despre ultimele întrebări pe care mi le-ați pus pe diferitele rețele de socializare, să începem cu ziua de joi, 31 martie 2016. Ultima zi de martie și ne așteptăm la o lună de aprilie. Zi de șobolan de apă Yang. Fiind zi de șobolan, automat, după cum știți, opoziția, adică calul, nu este bine aspectat și chiar poate avea mici pierderi. Mai ales acum, astăzi, trebuie să fie foarte atent la problemele care țin de bani. De asemenea, nici persoanele care au vârsta de 51, respectiv 27 de ani. Dragonul, maimuța și bivolul sunt ceva mai bine aspectați pentru că sunt prieteni sau aliați ai șobolanului. Și atunci vibrația zilei pe ei îi ajută și le dă așa un spor, un plus. Din punct de vedere al elementelor, vedem că bunăstarea este atribuit nativilor pământ, adică cei care s-au născut într-o zi de pământ, elementul de creație nativilor metal, elementul de putere nativilor foc, elementul de resurse nativilor lemn și elementul de prietenie nativilor apă. Și chiar vă rog, și foarte mulți dintre dumneavoastră deja ne-au contactat pe tot felul de rețele de socializare, să-și afle elementul zilei. În primul și în primul rând, puteți să ne contactați și noi vă răspundem cu cea mai mare plăcere, în cel mai scurt timp, deoarece sunt destul de multe proiecte și la școală pe care trebuie să le realizăm. Steaua care vine în centrul casei, steaua cu numărul 4. Cu alte cuvinte, este o zi foarte bună pentru cei care au de învățat pentru examene, cei de-a 12-a, cei de-a 8-a, în mod special, deoarece încep să simtă și în sfârșit cum se apropie acest balaur care se numește examenul de final de an. Și este o zi foarte bună pentru dragoste, pentru parteneriate, pentru a stabili niște anumite legături. Mai ales că este o lună în care avem numărul victoriei pe prim plan, iar acest element de lemn foarte puternic și bine alimentat de vibrația lunii poate să țină sub control elementul negativ al anului, acel 2 al bolilor sau al bolnăvirilor de situație, care, practic, ne denotă nouă o zi bună pentru a stabili niște legături de lungă durată, fie că sunt vorba de prietenii, fie că este vorba de ceva mai important, fie că este pur și simplu un parteneriat de afaceri. Cu alte cuvinte, joi putem să ne îndrăgostim cu mare ușurință. Din punct de vedere al activităților economice, ei bine, majoritatea sunt aspectate la nivel mediu. Aici intră Feng Shui-ul, tot ce ține de business, de afaceri, mutările și negocierile. Mai puțin bine, renovările sunt aspectate, deci ar fi bine să nu începem să renovăm casa chiar joi. De asemenea, călătoriile sunt bine aspectate și este bine să planificăm o călătorie. Fie să dăm banii pentru o călătorie, fie să ne alegem destinația, fie chiar să și călătorim. Ore foarte bune din zi, din păcate, nu avem și acest lucru, din păcate, nu e un lucru bun. De aceea o să ne bazăm mai mult pe orele personale, eventual orele aliaților sau ale prietenului secret. Dacă ne uităm din punct de vedere al animalelor, vedem că șobolanul este mai bine aspectat, este chiar ajutat într-o oarecare măsură, însă mai mult îi se promit anumite lucruri, o promovare, eventual o schimbare de job, o ofertă sau o promisiune că va fi ceva mai bine. De asemenea, nu se va întâmpla astăzi, ci ceva mai încolo. Acel lucru benefic care se apropie de el din ce în ce mai repede. Însă are nevoie de a începe să strângă din ce în ce mai multe energii din cauza că de luni, de pe 4 aprilie, începe o nouă lună, luna dragonului.
Și, ei bine, luna asta nu o să aducă ceva bun șobolanului, dar despre asta o să discutăm data viitoare, când o să facem prezentarea lunii în general. Nativul bivol și tigru trebuie să fie foarte atenți atunci când vine vorba de încrederea în oameni, deoarece steaua cu numărul 7 a accidentelor, a furturilor și a trădărilor anul acesta vine deasupra lor și strălucește într-un sens negativ. De asemenea, s-ar putea să vadă cu ochii mai puțin buni o anumită relație de prietenie și să încerce să ori să o rupă, ori să o purifice din anumite sensuri. De aceea, este bine să vă gândiți foarte bine înainte de a face o acțiune, deoarece s-ar putea să fie o relație bună de prietenie și doar aspectul acesta negativ să o determine să vedeți tot într-o lumină negativă. Și în această cauză să pierdeți și să nu aveți nimic de câștigat. Nativii iepure trebuie să fie foarte atenți la tot ce înseamnă sănătate. Este adevărat, nu o să apară niște probleme grave, dar s-ar putea să aibă mici deranjamente, mai ales în zona stomacală. Nu trebuie să alarmeze, nu trebuie să facă din țara măsar, dar totuși să fie atenți. Este totuși bine să se ducă la un control astăzi, fie că este vorba de un control la medicul de familie, la un medic specialist sau pur și simplu la un practician de medicină alternativă, bioenergoterapeut, orice variantă este bună, dar trebuie să fiți atenți la sănătatea dumneavoastră. De asemenea, din punct de vedere al banilor, o zi foarte bună și pentru dumneavoastră. Nativii șarpe și dragon, mare atenție atunci când vine vorba de comunicare. Poate nu este cea mai bună zi pentru dumneavoastră, însă veți fi ceva mai aprins, ceva mai dur atunci când vine vorba de cum o să reacționați la anumite probleme care vă înconjoară. De asemenea, lucrurile vor sta destul de bine pentru dumneavoastră, însă această furie interioară trebuie să fie stopată. Deci, repet, pentru șarpe și dragon. Încercați să nu vă manifestați, să nu o exprimați, să nu o aduceți în planul fizic, dar ce pot apărea repercusiuni mai puțin bune. Nativul cal, după cum știm, este în opoziție față de energia zilei. Deci, va avea probleme din acest punct de vedere, mai ales atunci când vine vorba de bani, deși este bine aspectat și ajutat de către cineva, nu va avea noroc atunci când vine vorba de a face bani astăzi. Fie că la muncă nu va avea o zi bună, fie că va exista un anumit coleg care îl va bate la cap pe săracul cal până când acesta va ceda nervos. De asemenea, este bine să nu facă investiții, să nu facă cumpărături astăzi sau să nu cheltuie bani astăzi sub nicio formă. Deoarece dacă își va cumpăra ceva, s-ar putea ori să nu fie mulțumit de el, ori să nu-i aducă satisfacția la care s-ar fi așteptat. Nativul oaie și maimuță au parte de ceva mai mult noroc, ceva mai multă recunoaștere din partea celorlalți. Energia aceasta negativă care va dispărea cât de curând din viața lor, adică de luni, începe din ce în ce mai mult să-și facă simțită lipsa, de fapt, pentru că începe să disipeze, să dispară din viața lor. Este adevărat, încă va mai avea ceva de spus înspre sâmbătă, duminică, însă nu va fi la aceeași putere ca și până acum. Pe de altă parte, au parte de victorie, au parte de noroc și pot să realizeze foarte multe lucruri, deși poate nu s-ar fi așteptat. Nativul cocoș. Ceva mai liniștit, ceva mai blânduț astăzi, se mai temperează încetul cu încetul, iar cineva îi propune colaborare sau o prietenie se dezvoltă din ce în ce mai mult. Apare un element extern care îi va ajuta pe acești nativi să treacă peste anumite probleme. Fie că este vorba de un sfat, fie că este inspirație divină, fie că pur și simplu apare cineva și de pe stradă și îți spune un lucru la care trebuie să fii atent. Nu uitați, semnele din partea divinității apar, nu apar în lumină cu cântece de îngeri și așa mai departe. Poate să fie transmis și de către omul de pe stradă sau cerșetorul din colț. Important este că acel mesaj vă veți da seama atunci când vine de la divinitate și vă va schimba întru totul. Nativul câine și mistre trebuie să fie astăzi foarte atenți, deoarece ultima zi de martie nu le aduce o energie mult prea bună. Este acea combinație între
Energia Bolilor și Energia Stelei 5, care, din păcate, le cam joacă feste. Este cea mai proastă combinație, de fapt, de până acum și pe un fond în care ei au fost foarte nervoși, irascibili și o să tot continue tot anul, pentru că este energia care caracterizează pe anul acesta. Mare atenție la cum vă comportați în conduita socială, pentru că pot să apară destul de multe probleme și să aveți, după cum spun, pierderi sau să pierdeți anumite oportunități care v-ar fi făcut viața ceva mai ușoară. Trecem la următoarea zi, ziua de vineri, 1 aprilie 2016, ziua păcălerilor. Chiar mă gândeam că, slavă Domnului, ce bine că am numai 2 ore la școală, deoarece copiii tot timpul vor încerca să facă tot felul de glume astăzi. Ziua bivolului de apă, in. Slavă Domnului, este o zi de element in, deci mai greu atunci când vine vorba cu materializarea elementelor negative. Fiind zi de bivol, automat oaia se află în opoziție și nu va fi bine aspectată. De asemenea, nici persoanele care au vârsta de 50, respectiv 26 de ani. Șarpele, cocoșul și șobolanul sunt bine aspectați pentru că sunt prieteni sau aliați secreți. De asemenea, elementul de bunăstare, tot nativului pământii se atribuie, elementul de creație metalului, elementul de putere focului, elementul de resurse lemnul primește din ce în ce mai multă energie și prietenia este atribuită elementelor apă. Steaua care vine într-o casă este steaua cu numărul 5. Acest lucru nu este cel mai bun lucru, din păcate, și deși mă repet cu lucru, nu este o energie prea bună, mare grijă la ziua de vineri, mai bine stați în casă, nu luați decizii importante, iar dacă aveți ceva promis să se întâmple vineri, este posibil chiar să se amâne. Nu este o zi cu energie pozitivă, am putea spune, însă anumite aspecte ale vieții sunt bine, sunt bine reprezentate. Mai puțin negocierile și renovările, deci cu alte cuvinte, schimbările și comunicarea, ca să înțelegeți mult mai bine. Tot ce ține de feng shui, mutări, business, adică mediul de afaceri și călătorii, foarte bine aspectate și chiar încurajate. Însă atunci când vine vorba de a comunica cu cineva, de a discuta cu cineva, există destul de mari pierderi, destul de mari probleme. Atunci când vine vorba de orele foarte bune din zi, sunt între ora 23 și 1 dimineața, respectiv 7-13 la prânz. Zodiile se comportă după cum urmează. Șobolanul are parte de victorii, de ceva mai multe șanse și acele promisiuni care i s-au făcut joi s-ar putea chiar să se îndeplinească de astăzi sau dacă nu, într-o altă zi, dar astăzi va avea parte de energie foarte bună. Se va simți bine, va putea să ia anumite decizii importante în viața lui și parcă nu se mai simte atât de presat de griji, de problemele de zi cu zi sau de către familie. Nativul, bivol și tigru, deși a avut parte de un an, de un început de an mai greu, ziua de vineri 1 aprilie le aduce ceva mai multe bucurii, mai ales atunci când vine vorba de bani. Cu alte cuvinte, un anumit parteneriat se fructifică sau va merge foarte bine, vor avea o stare bună de spirit, se vor, prin ceea ce manifestă, prin ceea ce reprezintă ei, vor emana energie pozitivă și se vor simți foarte bine, mai ales că acel 4 lunar le zâmbește și le aduce foarte multe lucruri bune. Nativul iepure trebuie să fie foarte atent atunci când va aduce vorba de bani, deoarece acest subiect este destul de delicat pentru el și va duce la dispute, discuții și alte lucruri asemenea. Cu alte cuvinte, să încerce să fie mai blând, să fie mai înțelegător și să nu sară la gât oricui. Este adevărat, depinde foarte mult și de subiect. Dacă este vorba de un împrumut, este important să cereți banii respectiv cât mai repede. Însă, dacă este pur și simplu o discuție teoretică și deloc practică, încercați să fiți mai blând, să apelați la diplomație atunci când vine vorba de comunicare. Nativul șarpe va avea, și dragon, va avea parte de ceva mai mult noroc, mai ales atunci când vine vorba de parteneriate, dragoste și alte lucruri conexe. Este adevărat, nu se va manifesta nimic important astăzi, ci mai mult li se va promite fie un partener de afaceri, fie se va dezvolta o prietenie la început, sau, și mai bine, poate să găsesc pe cineva, ca și partener de viață. Bine, mai întâi, ca și promisiune.
o încercare, deoarece este vineri seara și foarte mulți oricum ies, mai ales de cei tineri, să se vadă cu prieteni sau cunoștințe în cluburi sau alte locuri de genul. Nativul cal trebuie să fie destul de atent atunci când vine vorba de deciziile pe care le ia în viața de zi cu zi. După ce joi nu are avea voie să facă cumpărături, astăzi nu are voie să ia decizii importante care se schimbă în mod radical stilul de viață. Din ce cauză? Steaua multiplicării îi multiplică și îi alimentează steaua cu numărul 5, steaua ghinionului. Cu alte cuvinte, nu va avea parte de prea mult noroc. Oricum, luna aceasta căluții au cam fost stresați, nu prea le-au mers lucrurile așa cum și-ar fi dorit ei și din această cauză, e bine, uite, nici ziua de astăzi nu le aduce ceva bun. Nativul oaie și maimuță vor avea parte de mici probleme atunci când vine vorba de sănătate. Aveți grijă la sistemul respirator, deoarece acesta poate să creeze puține probleme. Vedeți că trecerea aceasta de la rece la cald, la fel, poate aduce cu sine niște simptome gripale destul de puternice și atunci imunitatea, și așa pe un fost scăzut, s-ar putea să spună cuvântul. Cu alte cuvinte, fiți foarte atenți și dacă vedeți că apare vreun simptom, tratați-l cât mai repede și nu amânați. Nativul cocoș, mare atenție atunci când vine vorba de oamenii care vă încredeți, încercați să nu le spuneți tuturor ce planuri aveți de viitor sau ce vreți să realizați ca și proiecte, ca și lucruri mărețe pe care vreți să le faceți. Încercați să le păstrați pentru dumneavoastră. De ce? Pentru că pot apărea invidii, pot apărea gânduri negative care sunt direcționate către proiect sau către dumneavoastră. Și acest lucru poate să creeze sau chiar să amâne, să stopeze anumite lucruri care, în mod normal, poate le-ați fi văzut ca și când s-ar fi îndeplinit. Nativul câine și mistreț, ceva mai bine astăzi vă simțiți, parcă simțiți așa mirosul de weekend și de primăvară și vă îmbărbătați un pic. Există acolo cineva sus care vă ajută și vă îndrumă, chiar s-ar putea să vă scoată pe cineva în cale, să vă ajute să treceți peste anumite obstacole sau să vedeți cu adevărat un adevăr care era în fața dumneavoastră și dumneavoastră și îl ignorați cu mare stoicism, lucru pe care vă oprea sau vă punea o piedică în dezvoltarea dumneavoastră personală. Sâmbătă, 2 aprilie, avem ziua de tigru de lemn yang, deci o zi destul de puternică. Fiind zi de tigru, automat maimuța se află în opoziție și nu este bine aspectată și nici persoanele care au vârsta de 61, respectiv 45 de ani. Calul, câinele și mistrețul sunt bine aspectați și chiar au parte de ceva mai mult noroc. Elementul de bunăstare este atribuit metalului, elementul de creație apei, elementul de putere pământului, elementul de resurse focului și elementul de prietenie lemnului. Steaua care caracterizează ziua este cea cu numărul 6, cea a ajutorului divin și a mentoratului. Ca și activități economice, cea mai bine aspectată și singura bine aspectată sunt negocierile, cu alte cuvinte, comunicarea. Celelalte, din păcate, la nivel mediu, când este vorba de afaceri, sau chiar zero. Pentru tot ce ține de feng shui, mutări, călătorii și mai ales renovări. Nu avem zile, ore foarte bune în zi. Șobolanul trebuie să fie atent la sănătate și la fel, ca și la oaie cu ziua precedentă, la zona sistemului respirator, de la gât și până la plămâni. Mare atenție, oricum se pare că se va răci un pic vremea spre sâmbătă, cel puțin până acum, vedem că oricum o predicție meteorologică, și asta vă spun din perspectiva facultății pe care am făcut-o, nu se poate face cu adevărat corect decât pe jumătate de zi sau maxim o zi. Deci, șobolani, mare atenție la sănătate, sistemul respirator, probleme de răceală, gripă și alte lucruri conexe. Mai ales anumite situații, anumite parteneriate, s-ar putea să vă certați cu mentorul dumneavoastră sau cu oamenii care v-au învățat anumite lucruri, care v-au ajutat și care v-au ocrotit. Acest lucru, în schimb, vă va determina să pierdeți aceste bonusuri, am putea spune, și chiar să aveți probleme la locul de muncă, dacă nu le tratați cu seriozitate și mai ales cu diplomație. Sâmbătă, nativul bivol și tigru vor avea parte de ceva mai multe scântei din acest punct de vedere.
Este posibil să alegi o prietenie nouă, un parteneriat nou, să se semneze anumite contracte, chiar dacă este sâmbătă, și să pună pe hârtie mai multe planuri de viitor care se vor realiza și care vor aduce un profit destul de bun. Cu alte cuvinte, este ziua planurilor pentru dumneavoastră. Încercați să vorbiți cu prieteni apropiați și să vedeți ce puteți să faceți astfel încât să fie pentru toți bine. Fie că sunt vorba de planuri pentru vacanța de vară, fie că este vorba de un plan care ține de dezvoltarea noastră personală și profesională. Nativul Iepure are parte de ceva mai mult noroc astăzi și este bine aspectat, mai ales din punct de vedere al dragostei sau a parteneriatelor. Astăzi ar trebui să vă vină anumite idei sau să vedeți cineva în cale care să vă propună ceva nou, un lucru destul de interesant și care chiar s-ar putea să aducă bani. Totul ține de dumneavoastră, cât de mult vă dedicați și cât de mult doriți să aduceți această oportunitate. Dacă vedeți că până seara nu se întâmplă nimic, fiind o zi a parteneriatelor, rugați-vă la divinitate pentru a vă aduce oportunitatea necesară, pentru că până la urmă și divinitatea este un partener foarte bun atunci când vine vorba de viața fiecăruia dintre noi. Nativul Șarpe și Dragon, mai atenție astăzi, deoarece vine stoacul numărul 5 deasupra dumneavoastră. Încercați să nu ieșiți în evidență, să nu faceți nimic prea evident, după cum spuneam, să nu luați decizii importante, să nu semnați lucruri, să nu vă certați, apelați la diplomație, nu este o zi bună. Și vedem că nici sâmbătă nu a prea fost, nici sâmbătă nu este, vineri n-a prea fost, lucrurile se mai schimb de duminică încolo, însă mare, mare atenție atunci când vine vorba de cum comunicați și ce faceți atunci când sunteți într-un spațiu public, social, încercați să vă abțineți chiar și dacă sunteți foarte supărat pe cineva sau se întâmplă un anumit eveniment, încercați să nu reacționați, să nu dați curs elementelor negative din jurul dumneavoastră. Nativul Cal, parcă începe să vadă și el că se mai îndreaptă lucrurile, totul ține însă de capacitatea lui de a se detașa de elementele negative care îl înconjoară. Acest lucru poate să fie destul de greu, însă el va reuși și poate chiar va primi o energie pozitivă care va aduce niște oportunități interesante. Însă totul ține de cât de mult reușește el să treacă peste anumite piedici care vin din interior, pentru că asta este singurul lucru care îl împiedică pe Cal să nu aibă parte de un viitor strălucit. Nativul Oaie și mai multe trebuie să fie destul de atenți, deoarece vor avea tendința de a se certa cu prietenii cei mai apropiați, care este adevărat, s-ar putea să poartă acest titlu într-un mod fals și chiar să vă fi creat niște probleme de care nici nu fi știut. Cu alte cuvinte, încercați să fiți destul de blânzi, destul de diplomați, dar dacă vedeți că cineva a greșit, a călcat strâmb sau v-a mințit, repet, dintre prietenii foarte apropiați, confruntații, este adevărat, nu este un lucru foarte bun, dar ziua vă ajută foarte mult din acest punct de vedere. Confruntați-vă și încercați să descoperiți ce s-a întâmplat cu adevărat și de ce a apărut o anumită situație nefericită, neplăcută pentru dumneavoastră. Nativul Câine și Mistreț, nativul Cocoș, care era star pe stel, are parte de bani, poate să facă foarte ușor un profit astăzi, însă foarte important, încercați să nu vă certați sau să nu fiți geloși pe oportunitățile altora, banii altora și așa mai departe, deoarece veți avea tendința ca de la bunăstarea al cuiva să ieșiți dumneavoastră să vă certați, să trântiți, să bufniți și chiar să creați disconfort celor din jurul dumneavoastră, mai ales familiei și prietenilor. Ultimii anunci din urmă, Câinii și Mistreții, mare atenție atunci când vine vorba de planurile dumneavoastră. Încercați să nu le expuneți tuturor, deoarece acest lucru pot răutăți anumite relații care până acum au fost foarte bune sau acceptabile. Din punct de vedere al sănătății, mai scăpați din probleme și din punct de vedere al comunicării, parcă astăzi lucrurile merg ceva mai bine. Mare atenție totuși atunci când vine vorba de oameni din jurul dumneavoastră și ce spuneți, cui spuneți, cât spuneți, cu subliniat cât. În schimb, o zi bună în care dumneavoastră vă simțiți ceva mai bine și aveți parte de ceva mai mult noroc. Ziua de duminică, 3 aprilie 2016. Este o zi de iepure de lemn in, adică un iepure mai micuț, dar totuși destul de puternic. Fiind zi de iepure, automat cocoșul nu este bine aspectat, fiind în opoziție. Dar nici persoanele de 72 de ani, respectiv 48.
Oaia, mistrețul și câinele sunt bine aspectați pentru că sunt aliați sau prieteni ai iepurelui. Elementul de bunăstare se atribuie metalul. Elementul de creație, apei. Elementul de putere, pământului. Elementul de resurse, focului. Și elementul de prietenie, lemnului. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 7. Steaua accidentelor, steaua ghinioanelor, steaua furtulor. Mare atenție unde vă puneți banii și repet, cui vorbiți, ce vorbiți, indiferent de zodie data asta. Pentru că vine deasupra stelei norocului, a oportunităților. Și ce înseamnă asta? Furtul de noroc. Lucru care nu este deloc bun, mai ales în urma unei răutățiri a unor relații de prietenie, se determină ca prietenul respectiv să vă fure ceva. Fie că e vorba de iubit, fie că e vorba de iubită, fie că e vorba de oportunitate, de job, de orice. Și atunci, mare atenție astăzi cu cine vorbiți, ce vorbiți, cât vorbiți, cât de mult vă lăudați, pentru că și acest lucru poate să determine un element nefericit. Mare, mare atenție din nou. Din punct de vedere activităților, este o zi de weekend foarte plăcută, deoarece ne putem gândi și practica feng shui-ul și aranjamentul prin casă. Mediul de afaceri celor care lucrează duminica este bine aspectat, negocierile, călătorile la fel. Mutările nu sunt atât de indicate și în niciun caz începutul renovării, ceea ce sigur cum nu s-ar fi întâmplat. Orele foarte bune din zi sunt de 7 și 9 dimineața, 1 și 17 seara, respectiv 19:21 după amiază. Din păcate, după o scurtă pauză publicitară, o să vedem cum se comportă fiecare zodie în parte pentru ziua de duminică. După aia trecem la luni, marți și miercuri. Practic am ajuns la jumătatea emisiunii. Rămâneți pe 6 TV, după cum vedeți, urmează lucruri interesante. Bine ați revenit, după cum am spus, după această scurtă și chiar că a fost scurtă pauza publicitară. Noi discutăm despre vibrația săptămânii din punct de vedere al zodiacului chinezesc, să vedem la ce ne putem aștepta în fiecare zi. Și a rămas la ziua de duminică. Duminică, 3 aprilie, este ziua iepurului de lemn in și ultima zi din luna iepurului în general. Începând cu ziua de 4, avem, ce frumos, terminăm cu o zi de iepure și am început, dacă nu mă înșel, tot cu o zi de iepure. De pe data de luni, de pe 4, intrăm în ziua dragonului și, evident, o să începem cu o zi în luna dragonului și o să începem cu o zi de dragon. Niște coincidențe, cu ghilimele de rigoare, destul de interesante, apropo de cum intră în rezonanță diferite lucruri. Fiind zi, am prezentat ideile generale și acum a rămas să vedem din punct de vedere al zodiilor cam cum se comportă fiecare. Șobolanul este irascibil. Nu este bine să-l contrazicem, să intrăm în polemică cu el, pentru că va încerca să-și impună punctul de vedere, ceea ce nu este un lucru foarte bun și ar trebui să apeleze mai mult la diplomație și la cum comunică el în general cu oamenii din jurul lui. Este adevărat, această neînțelegere este mai mult direcționată către oamenii mai în vârstă, către mentor sau oamenii mai inteligenți, ceva mai capabil decât ei, am putea spune. Din această cauză poate să apară o frustrare, o neîncredere în forțele proprii, care va alimenta, de fapt, această furie interioară. Lucru care nu este bun și cu care ar trebui să lucrați în ziua aceasta de duminică, mai ales este o zi liberă, în mod normal, puteți face acest lucru fără niciun fel de întrerupere. Nativii Tigru și Beaver au parte de noroc, ei sunt caracterizați de steaua cu numărul 1 astăzi și mai ales noroc în dragoste. Pentru că avem parte de această energie a oportunităților norocului coroborată cu o stea lunară 4, adică cea a dragostei și studiului. Combinați destul de interesant. Ei bine, astăzi, la fel, este posibil să se întâlnească cu o persoană iubită sau să-l găsească pe cineva, să pună la cale țara împreună cu un partener de afaceri, oricum, tot ce înseamnă relație interumană este foarte bine aspectată astăzi.
Nativul iepure trebuie să fie foarte atent la cum cheltuie el banii, pentru că va avea așa o tendință de a cheltui, de a sparge, de a intra în salariu, pentru că unii mai primești salariu pe 1 sau pe 30 finalul lunii, și va avea așa o dorință destul de mare să-și cumpere tot felul de lucruri, deci este bine să evitați marile magazine dumneavoastră, pentru că veți dori să vă îmbunătățiți traiul material vorbind. Ei bine, este mult mai important să vă gândiți la partea spirituală, la partea de dezvoltare fizică și nu la acest lucru mai teluric, deoarece steaua cu numărul 5 vine deasupra dumneavoastră și oricât ați încercat să controlați această energie negativă, este destul de greu și s-ar putea să vă iasă printre degete și să creeze mai mult haos în viața dumneavoastră. De asemenea, nici să nu vă gândiți la face împrumuturi sau a cumpăra lucruri cu diferite carduri de cumpărături sau ceva de genul. De aceea s-ar putea să apară problema de a nu vă plăti ratele la timp, intrați în dobânzi și așa mai departe. Așteptați altă zi când gândiți mult mai clar și gândiți-vă de 1000 de ori înainte de a cumpăra un obiect. Îmi este chiar util, necesar sau este doar o, am putea spune, fiță personală. Nativul șarpe și dragon au parte de ceva mai mult noroc și apare o persoană mai dezvoltată din punct de vedere profesional care să-i ajute să le dea sfaturi și să-i propulseze oarecum către noi înălțime atunci când vine vorba strict de partea profesională. E bine, au parte de acest noroc și dacă știu să beneficieze, să profite un pic, ei bine, vor avea parte de o săptămână destul de însorită, oricum ar fi afară. Nativul calm, mare atenție la sănătate, mai ales la tot ce înseamnă sistem gastric și aici mă refer inclusiv la glandele anexe, adică pancreas, bilă, ficat. Mare atenție pentru că această combinație de 5 lunar cu 2 zilnic nu aduce un lucru foarte bun, ba din contră chiar mari probleme. Cu alte cuvinte, dacă vedeți că apare o problemă de sănătate, mergeți să vă tratați simptomele cât mai repede. În orice mod, alopat sau alternativ, este alegerea dumneavoastră. Dar nu lăsați pe o altă zi. Nativii oaie și mai mulți au parte de ceva mai multă energie pozitivă atunci când vine vorba de dragoste, sunt într-o relație foarte bună, poate se adâncească această relație, fie că e vorba de viață, fie că e vorba de afaceri. Ei bine, în schimb, este foarte important cui îi spune de această relație. Deoarece s-ar putea anumite persoane să fie geloase, să transmită gânduri negative. Nativul cocoș are parte de amplificarea energiei astăzi și are foarte multă putere de a face mai multe lucruri, chiar o dorință de a schimba realitatea din jur. Însă, mare atenție atunci când vine vorba de tot ce înseamnă comunicare, deoarece și aceasta va fi amplificată și este posibil să păreți impulsivă și chiar autoritară cu anumite persoane. De această cauză încercați să vă temperați. Nativul câine și mistreț, o zi extraordinară, este ziua în care strălucește steaua banilor deasupra dumneavoastră și acest lucru vă poate aduce destul de mult noroc. Ei bine, este posibil să primiți ori o ofertă pentru viitor, ori să auziți de o ofertă, un nou loc de muncă. Lucru care va aduce destul de multă fericire și chiar liniște pentru mai târziu. Este un lucru foarte bun pentru dumneavoastră și vă puteți aștepta la o duminică plăcută, liniștită, împreună cu familia sau cu prietenii. Ziua de luni, 4-a 4-a 2016. Este o zi în care începe luna dragonului, despre care o să vorbim data viitoare, și avem ziua dragonului de foc Yang. Ei bine, fiind zi de dragon, automat câinele nu este atât de bine aspectat, fiind în opoziție. Dar nici persoanele care au vârsta de 47, respectiv 35 de ani. Maimuța, șobolanul și cocoșul sunt bine aspectați pentru că sunt prieteni sau aliați secreți ai dragonului. Bunăstarea este atribuită nativului apă, elementul de creație nativului lemn, elementul de putere nativului metal, elementul de resurse nativului pământ și elementul de prietenie nativului foc. Steaua care vine în centrul casei este steaua cu numărul 8, steaua abundenței și a bunăstării.
Însă, numai călătoriile sunt bine aspectate. În rest, nimic. Nici feng shui-ul, nici business-ul, nici mutările, nici negocierile, nici renovările, nimic. Toate sunt la nivel zero. Sau chiar cu minus. Dar călătoriile sunt bine aspectate și chiar putem să planificăm mai multe ieșiri. Orele foarte bune din zi sunt între 11 și 1 dimineața, 9-11 la prânz, oarecum, și 15-19 după amiază. Șobolanul trebuie să fie atent la partener. Dacă are, dacă, fie că e o relație de lungă durată, fie că sunt căsătoriți, mai atenție la partener, deoarece energia aceasta, stelei 5, mai puțin o să-i afecteze pe ei cât pe aceștia. Și acest lucru nu este un fapt foarte bun, deoarece ei vor suferi poate chiar mai mult din cauza că trebuie să rezolve aceste lucruri. Nu este o lună ușoară și, din păcate, începe cu un minus atunci când vine vorba de relații profesionale sau de viață. Nativul, bivol și tigru. După o lună în care s-au simțit ceva mai bine, ei bine, comunicarea la ei va fi foarte defectuoasă. Un fel de mercur retrograd în astrologia occidentală. Și în prima zi, din păcate, problemele de sănătate și mai ales cu picioarele, cu oasele, cu mușchii, ficatul, pancreasul sau bila pot să creeze feste. Nativul iepure, foarte atent, și asta e valabil o lună întreagă, cu cine vorbește și mai ales cum merge pe stradă sau dacă are mașină, cum conduce. Este adevărat, astăzi are parte de ceva mai mult noroc, pentru că vine steaua cu numărul 6, însă toată luna se va simți ca și când se află un topor foarte aproape de el și de-abia așteaptă să-l taie. Acest stres îl va determina să nu mai fie atât de sigur pe forțele proprii și să ia niște decizii proaste. Nu luni, în general toată luna. Nativul șarpe și dragon, vedem că nu începe o zi, nu e o lună foarte bună, deși steaua din centru casei e una foarte bună și se promit că vor veni bani, dar nu astăzi. Iar ziua, toate zodiile au acolo chichiță, mai puțin două. O să vedem imediat care. Șarpele și dragonul, deși începe o lună care pot face cu mare ușurință bani, fiind o lună de prosperitate pentru ei, astăzi, luni, e posibil să îi piardă. Sau chiar să cheltuie foarte mulți bani, nefiind banii lor, evident. Trece prin mâna lor foarte multă valută eventual, dar o vor da foarte repede. Nu se vor bucura de ea, în adevăratul sens al cuvântului. Vorba unora, care niște unor prieteni, brusc m-am simțit mai bine că am avut o creștere salarială și deja mă gândeam, o să mă duc la dentist și evident că a doua zi a căzut coroana. Fie că a fost indusă, fie că nu, dar de obicei cam așa se va întâmpla pentru acești nativi, șarpe și dragon, în ziua de luni. Calul, deși începe o lună, vedeți că toată luna este la deși, deși începe o lună foarte bună din punct de vedere al relațiilor interumane, luna aceasta parcă, ziua aceasta parcă nu este una de bun augur și va fi din contră urăcios, supărăcios, mai ales cu partenerii săi, fie că este vorba cu șeful, fie că este vorba de colegi, fie că este vorba de partenerul de viață, soțul sau soția, prietenul sau prietena. Și această cauză vor avea de pierdut. De aceea, multă diplomație, mult calm și respirat cât mai adânc. Nativul, oaie și maimuță. Deși vine o săptămână, o lună ușoară în care sunt ajutați de către oamenii care sunt mai bine poziționați decât aceștia, șefi sau divinitate, nu începeți cu o zi foarte bună. Este o zi marcată de steaua cu numărul 5, vedeți, mare atenție atunci când vine vorba de ce decizii luați astăzi și în ce vă băgați banii. Totuși, cocoșul este mai, aș putea spune că este aspectat la nivel neutru. Din ce cauză? După problemele de comunicare, pot apărea probleme de sănătate, însă o răceală destul de scurtă sau chiar probleme la nivelul tractului digestiv sau tractului respirator. Însă, luni vor avea parte de ceva mai mult noroc și se vor putea descurca mai bine, eventual să aibă anumite întâlniri, să funcționeze foarte bine la servici, să fie văzut de către superiori. Cei care se vor simți foarte bine și probabil am putea spune că primește cele mai multe stele,
atunci când vine vorba de noroc, sunt câinii și mistreții, care după ce au avut 2 luni în care au fost chinuiți oarecum, stresați la maxim, în sfârșit vine și pentru ei o lună bună. Nu perfectă, dar bună, și încep cu o zi minunată atunci când îi se propune ori un nou job, ori o ofertă nouă de a pleca chiar într-o călătorie. Au parte de noroc, au parte de ceva care îi ajută foarte mult. Și atunci se vor simți și mai relaxați, mai bine, dar totuși vor fi prinși în gardă, pentru că parcă nu le vine să creadă. Ziua de marți, 5 aprilie 2016, este o zi superbă, dar din motiv personal, este ziua șarpelui de foc in. Fiind zi de șarpe, automat mistrețul care se află în opoziție nu este bine aspectat. Nici persoanele de 46, respectiv 34 de ani. Cocoșul, bivolul și maimuța sunt bine aspectați pentru că sunt prieteni sau aliați secreți. Bunăstarea este atribuită în element nativilor apă, creația element nativilor lemn, puterea nativilor metal, resursele nativilor pământ, iar prietenia nativilor foc. Din punct de vedere al activităților, vedem că Feng Shui-ul, tot ce ține de afaceri, mutările și negocierile sunt bine aspectate și le putem realiza cu brio. Călătorile, în schimb, nu, iar renovările doar dacă este nevoie. Orele foarte bune din zi sunt între 7 și 15. O plajă destul de largă. Fiind steaua cu numărul 9 în centru, se dublează vibrația lunii, despre care o să vorbim foarte multe data viitoare, dar acum pe scurt, șobolanul, mare atenție, aveți acel dublu 5, nu este un lucru foarte bun, pot apărea astfel de probleme, de aceea trebuie să fiți foarte atenți la tot ceea ce faceți, cum faceți și dacă se întâmplă ceva negativ, încercați să dați la o acțiune caritabilă niște bani sau să faceți donații în perioada asta, vine și Paștele pentru că intrăm în luna precursoare sărbătorilor pascale. Încercați să faceți cât mai mult bine pentru că așa se contracarează de fapt cu adevărat această stea. Bivolul și tigru, mare atenție atunci când vine vorba de comunicare. Și așa la tigri poate că era mai problema decât situația. Bivolii vor fi ceva mai încăpățânați, tigrii vor fi mai duri și în exprimare, mai agresivi și atunci vor avea de tras după aia pentru a-și repara reputația, pentru a-și repara numele și de a reveni la un statut social bun. Nativii iepure, mare atenție la mers, mare atenție la mașini, fie că sunteți în ea sau pe lângă ea, mare atenție în general și cui vă confesați, deoarece s-ar putea să descoperiți că de fapt acele persoane vă erau dușmane sau și vă doreau rău și nu bine. Șarpele și dragonul, acel dublu 8, vă surâde și vă ajută din acest punct de vedere. Steaua cu numărul 1 anuală la fel ajută în toată această combinație, însă și câteodată prea mult strică. Și din acest punct de vedere este mai ales șarpele, dragonul parcă intră în rezonanță și poate să disipeze excesul acesta de pământ. Șarpele, în schimb, s-ar putea să se simtă sufocat din cauza oportunităților sau oportunităților care se deschid și să zică nu, închid totul și plec. De această cauză, șarpele trebuie să fie foarte atent, să învețe cum să-și prioritizeze timpul și atunci va avea parte de foarte mult noroc. Calul își revine și în sfârșit se poate bucura de partenerul său. Însă, dacă este căsătorit sau într-o relație foarte lungă, s-ar putea să apară această bucurie împreună cu o altă persoană și nu cu partenerul. Din această cauză, mare atenție și încercați să nu călcați strâmb, pentru că după aia, oricum, este posibil să se afle, apar alte scandaluri, încercați să vă rezolvați problemele de acasă, ca să fie totul foarte bine, mai ales că aveți o lună în care armonia cuplului este bine aspectată și puteți profita un pic. Nativii oaie și maimuță, în sfârșit, trec și ele printr-o zi bună în care primesc ajutor foarte mult să treacă peste anumite obstacole mai vechi. Fie prime sfaturi, fie sunt ajutate efectiv de câte divinitate, să aibă parte de noroc și poate chiar și de ceva profit. Nativii cocoși, mare atenție la sănătate. Sănătatea va fi cel mai important lucru pentru dumneavoastră anul ăsta, luna asta, și veți fi pusă la încercare atunci când vine vorba de sistemul digestiv în principal, secundar, respirator. Din această cauză, luna apropierea dumneavoastră și mantra
deității Buddha medicinei. El reprezentat este foarte bun sau oricare alt lucru care vă ajută să programați-vă ceaiurile cu energie, programați-vă apa pe care o beți, încercați să acționați ceva mai mult atunci când vine vorba de ceea ce mâncați. Inclusiv rugăciunea, când se spune înainte de a mânca, nu trebuie să o vedeți ca pe obligație, și asta mă refer și la copii. Din ce cauză? Atunci când vă rugați și vă concentrați și aduceți energia în fața dumneavoastră și o puneți practic în mâncare, tot ceea ce este negativ și slavă Domnului în mâncărurile din ziua de astăzi, după cum am văzut și copiii din Argeș și în alte zone și în general toxinfecțiile care tot au apărut în ultima perioadă, sunt o groază de multe lucruri care nu sunt bune, de aceea o facem, pentru a curăța, pentru a elibera de energie negative acea mâncare care se află în fața dumneavoastră. Nu o vedeți ca pe o traumă a copilăriei în care erați obligați să spuneți rugăciune în fiecare zi înainte de masă. Vedeți-o ca pe o practică pentru binele dumneavoastră, pentru sănătatea dumneavoastră. Și o să vedeți ce schimbări apar. Și chiar o să vă rog, faceți acest lucru, o rugăciune înainte de oricare o doriți dumneavoastră, înainte de masă, și vedeți ce schimbări apar în viața dumneavoastră și mai ales în alimentație. Nativii câine și mistreți au parte de noroc, de ceva mai multe șanse, dar și de stres. Pentru că nimic bun nu vine chiar singur și acest lucru se determină să fie și mai irascibil, dar nu la servici, pentru că acolo totul merge ca pe roate. Ce acasă? Cu prietenii sau cu familia. De aceea trebuie să fie destul de atenți. Și cu așa cu o răsuflare fericită, ultima zi pe care noi analizăm, miercuri 6 aprilie 2016, ziua calului de pământ, Yang. Fiind zi de cal, automat șobolanul nu este bine aspectat, fiind în opoziție. De asemenea, nici persoanele care au vârsta de 45, respectiv 33 de ani. Câinele, tigru și oaia, fiind prieteni sau aliați secreți, sunt bine aspectați. Nu este o zi foarte bună, pentru că niciun fel de activitate nu este bine aspectată, excepție una, tot ce ține de mediul de afaceri. Aceasta este chiar bine aspectat și chiar oamenii care au afacerile proprii pot avea succes și din cauza că steaua cu numărul 1 se află în centrul casei. Și atunci, tot ce înseamnă bunăstare, noroc și mai ales materializarea acestui noroc rapid astăzi, miercuri, 6, se poate realiza sigur, se aduce în planul fizic mult mai ușor decât în alte perioade. Bunăstarea este atribuită lemnului, elementul de creație focului, elementul de putere nativilor apă, elementul de resurse nativilor metal și elementul de prietenie nativilor pământ. Șobolanul primește sfaturi și este ajutat de către un mentor pentru a trece peste această perioadă de ghinion și divinitatea poate chiar să intervină să-l ajute pe acest șobolan în această lună și mai ales în această zi. Nativul bivol și tigru vor avea un cui destul de mare împotriva partenerilor sau acelor apropiați, destul de irascibili și care pot sări oricând la gâtul cuiva, nedorind neapărat să facă rău, dar sunt foarte stresați și atunci vor reacționa la un anumit factor extern cu rău. Nativul iepure va avea parte de bunăstare, însă foarte atenți unde își pun bani, de aceea vor avea tendința de a-i pierde foarte multă ușurință. Nativii șarpe și dragon au parte de promisiuni de afacere, promisiuni de schimbări de loc de muncă, evenimente eventual pentru cei care au restaurante, chiar anumite congrese sau festivaluri la care să participe, dar din care să scoată și bani. Șerpii sunt bine aspectați, vor avea parte de o lună frumoasă și liniștită și mai ales ziua de miercuri le aduce destul de multe promisiuni și chiar este o zi bună în care să-și facă planuri să le treacă frumos pe hârtie. Nativii cal, mare atenție la dragostea dumneavoastră și să nu luați decizii pripite, oricât de mult v-ar enerva, oricât de mult v-ar supăra, încercați să treceți peste, să respirați adânc și să mergeți înainte. Nu trebuie să vă enervați, nu trebuie să vă supărați, nu este vina dumneavoastră și nici a partenerului, este pur și simplu o zi proastă în care toate lucrurile rele dintr-o relație vor ieși la iveală pentru a vă le descurca, le rezolva.
Nativul, oaie și maimuță vor avea parte de ceva mai mult noroc. Oaia va fi un pic stresată pentru că energia aceasta de metal se amplifică deasupra ei și se va simți poate ceva mai puternic o astenie de primăvară. De asemenea, mare atenție atunci când mergeți pe stradă să nu vă împiedicați de mai multe ori sau chiar să se poate întâmpla un anumit accident de mașină, Doamne ferește, dar nu este o zi foarte bună, mai ales cu aceasta accidentul exact deasupra dumneavoastră. Nativul Cocoș, deși parcă se simte ceva mai bine și prinde putere, starea de rău l-a mai înrăit într-un fel cum ar veni și devine irascibil, devine nervos și poate chiar să flituie, am putea spune, oamenii care se interesau de sănătatea lor, de viața lor. Cu alte cuvinte, încercați să nu vorbiți cu nativii Cocoș miercuri. Nu este o zi foarte bună pentru ei. Ultimii, dar nu cei din urmă, ca de fiecare dată, câinii și mistreții. Mare atenție la sănătate, deoarece problemele acestea pot să iasă la iveală astăzi și să vă împiedice să vedeți anumite oportunități care s-ar fi deschis în fața dumneavoastră. Cu alte cuvinte, încercați să ignorați starea de rău oricât de mult n-ați fi avut eu să ieșiți din pat și mergeți la muncă, mergeți mai departe, încercați să găsiți noi și noi surse de venit, pentru că este o lună foarte bună și ar fi rău să nu profitați de pe urma ei. Cam asta a fost vibrația săptămânii în general. Să nu uităm, suntem în continuare în postul Paștelui, un post în care este foarte bine să ne gândim la interiorul nostru și ceea ce facem, cum suntem oameni și cum putem fi mai buni. Pe rețeaua de socializare, astăzi sau mâine, o să vă dau mai multe detalii, deoarece sâmbătă voi participa la un congres despre amenajările Feng Shui, și o să vă invit acolo cu foarte mult drag pentru a mai sta de vorbă. Până atunci și mai ales până miercurea viitoare, când ne întâlnim din nou la o nouă emisiune la Televiziunea Sufletului Tău despre Luna Dragonului. Deci foarte important, scoateți-vă caietul de notițe din nou pentru a vedea cum va fi luna aprilie pentru fiecare dintre noi. Vă urez ca de fiecare dată o zi mai bună, un weekend liniștit și ca de fiecare dată să fiți mai buni decât ați fost astăzi. Până data viitoare, la revedere!